Bun. Și bună întrebare. Depinde de modelul pe care îl facem. La Bambus, Righe, modele prin care venim cu ceva peste și facem modelare, nu are importanță. Grosimea lui trebuie să fie între 2 și 3 mm. Da? La piatră spartă. Și cei care se uită la vlogurile mele spun și o repet de fiecare dată. În momentul când facem piatră spartă sau modele care rămân liși și la piatră spartă facem diagonala așa, mai mare, mai mică, mai dreaptă, mai cum o facem diagonala, da, spărtura, în momentul când trage materialul, ultima mână, Adrian, de exemplu, aplică în toate direcții, nu contează și la piatră spartă, dar trec încă o dată peste el cu gletiera în acea direcție. De ce? Gletiera întotdeauna, cum se vede pe aici, îmi va răsa urme. Dacă mie urmele îmi sunt pe invers, pare anapoda. Și aici, iar, depinde de velaturile care le folosesc. La piatră spartă, righe, modelele de modelare, putem folosi Angelo, Dolce Vita, Dolce Vita Zai, care este mare cerere pe Dolce Vita Zai în ultimul timp, pe partea de velatură, care arată foarte bine. Duomo, în principal, n-am prezentat-o, este o velatură simplă, lucioasă, metalică. Baza argintie, aurie, la fel se poate colora. Cu Duomo auriu foarte mult se fac picturile, baghetele, da? Este o velatură simplă, lucioasă, metalică. Duomo, în principiu, ca să... O să o aplicăm la bancă, Duomo, că așa stăm mult. Și eu doar le prezint și voi nu lucrați. Dacă o dai cu trafaletele, având foarte mult metal, se văd imediat direcțiile de trafalete. Imediat se văd. Poți să o dai cu trafaletele, că avem lucrare mare. Dar vin cu un tampon de folie sau orice, îi fac un model peste și atunci îl sparg. Sau poți să vin cu altă culoare. Dând cu un tamponul, iese ceva similar. Da? Foarte mult eu la piatră spartă sau altă folosesc așa finitura, care este mată, și atunci merg pe lucrurile mate, o piatră spartă mată. Am un panou aici, pentru că și noi suntem în lucru showroom și trebuie să facem panourile la loc, am scos tot ce am avut vechi. O să vă arăt că am chiar o piatră spartă, una cu Duomo, argintiu cu gri, este chiar cea care a fost în filmări, la pică-te-n cu ala. Și una care o am cu finitura, care este velatură mată. Adică din aia pot să fac efect beton, pot să fac efect lemn, pot să fac... Aici depinde de fiecare cum are. Iar e mișto la finitura, pentru că velatura materico, eu îi spun mai multe feluri, da? Velatura materico, pentru că poți să faci și 20-30 de metri dintr-un litru. Și e și bună la preț, da? Bun. Întrebare. Da. Baza asta se poate colora dacă vrei să... Da, da. O să am, pentru că vreau să facem mai multe modele astăzi, o să încerc să vă fac și pe la bancuri, nu știu, o să încerc să fac și eu aici, pentru că văd că trece timpul repede. Ne-ar trebui foarte multe zile. Da, deci un curs nu ai cum să-l faci decât poate pe un material. Noi încercăm să trecem prin toate, iar ele sunt multe și sunt multe tehnici, multe... O să încercăm, promit, pe viitor, ori mai vin eu către fiecare la locații, ori mai chemăm și mai facem poate mai multe zile, pentru că este bine, de exemplu, la materico, la materiale de modelare, poți să faci mii de modele, mii de culori. Eu știu multe tehnici la ele, dar nu avem cum să le facem pe toate. Se pot face șabloane, se pot face... Aici e nelimitat. Aici este vorba de artă. Aici e vorba de cum îmbin culori. Imaginați. Trebuie să aflăm la materico, cum vrem să aplică acum. A fost studiat ca să fie elastic și transpirant. Da. Să zic cum îl vedeți asta aici. Deci chiar dacă se riscă peretele să faci ceva, deci nu se capă. Important este transpirante, deci cum spuneam, elastic. Dacă e să nu te pun tot de tot, pot ești cu asocia cu un laborator, e când ești cu diamă. Mende și eu, gretiera. Se vede. Că nu avem nici ce noi. Da, respirant, da. De asta încercăm să scoatem materialele ecologice, materialele profesionale. Și când spun eu lavabilul ăla ceramic, nu are ce căuta. Și eu înțeleg că este un lavabil care îl dai acum și îl mai dai peste 10 ani. Dar știți care este? S-a uscat. Partea proastă este că este cerere pe așa ceva. Dom'le, vreau un lavabil care să-l spăl.
Nu știu, acum eu știam că rufele se spală, nu pereții, chiar în halul ăsta, da? Ideea e totodată că e produse, trebuie că se frumos, dar și tehnologice. Și transpirante, și elastico. Încerc să fac un model. Nu vrea că aveți problemă. Nu contează la materico că s-a dat în strat mai gros, da, la efectul ăsta, pentru că îl ia gletiera. Oricum îl încarci gletiera și o curezi gletiera. Chiar dacă este aplicat mai gros, nu are nicio treabă. Da. Pe crud, pentru că altfel se întărește. De-aia mi-a făcut semnul Adrian, vezi că trage. Și în momentul când trage, nu se mai lucrează. Lasă-mi și mie gleata, că n-am pe ce să curăț. Ideea asta a prezentat și în vertical. Este ca și o efect de spartă de copac. Pe aspiraturile le faci mai întregat. Aici, uite, a prins un pic de culoare, materico colorat. E un defect, da? Acum e faptul că trec peste ele, este exact după cum o văd eu. Da, după cum da? Vezi. Aici poți să-l faci, deci exact cum a spus și domnul Nicu, poți să-l faci drept, poți să-l faci la la boloboc, exact. Poți să-l faci... Eu încerc să vă arăt un model simplu, care este foarte de efect, da? Este vorba de... Hai să simplificăm un pic lucrurile. Eu, de exemplu, ca vrem, aș putea să scot materico, culoarea asta, cu un litru din aia, cu un litru de aia, o jumătate de lei, pachet per total, 1500 de lei. Am dat un exemplu, da? Dar, tu ca meseriaș poți să iei doar un litru, că știi că un litru ți ajunge pentru 3 mâini și să iei doar culorile. Da? Un litru și cum 6 kg ți-a ajuns. Deci ai simplificat un pic tot costul. Da. Hai, îl lăsăm așa. Jucirii se dai. Mă dăm și mie. Aici se poate aplica asta subțire care se face efect pielea de șarpe. După aceea, se poate aplica un trafalendere. Da, se face modelul ăsta. Ce se face? Este foarte simplu. Ia mă, început. Da, este trafalet acolo. Unde e glitirea aia cu dinții? Ia XT-ul. Îl fac cu XT-ul. De exemplu, clătirea cu dinți, o? Da. Facem o grosime. Nu, un laps. Nu, un laps. De cam. Cu clătirea cu dinți, exact ce face domnul Nicu acum. Nu. Avantajul este că tragi materialul fix într-o anumită grosime. Dar, dacă ai trecut cu dinții de mai multe ori, dinte peste dinte, îl iei după tine. Eu o numesc așa și începătoare. Este o chestie începătoare ca să te obișnuiești un pic la, de la început în modul de aplicare, de grosime. Dar după un timp începi să știi mâna. Odată ce ai făcut treaba asta cu trafaletele... Da, asta poți să faci cu trafaletele. Și aici ești... Exact. Deci de asta Mă întreba cum se poate face piele de șarpe. Sau de acolo cu trafaretele, cu trafaret de... Am luat pentru trafaretele, le facem la bancuri. La bancuri se trece, practic vine cum se spune, buciardat. Buciardat, da. Ieși din afară. Da. Și după sunt foarte multe modele. Deci... Asta vine vopsit după aia, sau asta e culoarea lui? Nu, asta este alb. Materico poate fi colorat el în sine, în bază, sau putem folosi velaturi peste. Aici depinde de
model. Deci din materie putem face piele de șarpe, șabloane, righe, spart, marmură, marmură colorată. Nu uite că nu mai știu exact acum cine m-a întrebat că vrea să vadă un anume model pe WhatsApp. În fine, îl facem și pe ăla. Adică și din culori și din... se pot face N modele. Aici nu avem limită. Cu Matericov putem face multe. Ai găsit, Adi? Da, de cu... da. Așa va rămâne la final, cum e sus acolo? Nu! Vă arăt toate etapele. Matericol vom lăsa să tragă la efectul de sus în jur de o oră. Depinde, să e posibil ca perigip să întragă într-o oră. La matericol timpul de uscare, pentru șatirare, pentru stropirea, pulverizarea cu apă, contează foarte mult și de climă, umiditatea camerei, căldura camerei, pereți, deci toți factorii sunt se adună la Matericol. De la altul. Încerc să vă arăt, l-am dat jos pe ăsta ca să-l folosim pe cel XT, materialul nou, care are un pic de coarț. Nu este mare diferență între ele, este vizibilă, dar este și de preț. Avantajul la Matericol ăsta este că îl putem lișa extraordinar de mult. Lișa este atunci când trecem cu gletiera peste el, fină, să pulverizăm cu apă. Adică putem scoate suprafața foarte fină ca unui glet super, super fin. La cel XT, ca să-l scoți foarte fin, este un pic cam mult de lucru. Da? Adică necesită alte etape înainte. Exact, pare ca și o decorativă, pentru care deja... Asta, ce materic e ăsta? XT-ul. XT? XT, da, materic-ul nou. La granulație e la fel sau e mai mare? La care? E mai mare un pic. Cel de sus nu are granulație. Nu are. Este mai mare granulație. Sunt multe modele care le putem face, nu știu cu ce să vă arăt. Încercăm eu să mai fac câteva modele ulterior. Vă dau drumul la... de-aia nu este timp, încerc să vă dau la fiecare ce doriți. Dar cred că mâine dimineață începem mai devreme. La cât începem mâine? Cred că mâine dimineață începem pe la 9 sau 8:30. Mie îmi convine la 10, ca să nu mă înțelegeți greșit. Este vorba doar pentru voi, pentru că aș vrea să-mi plecați cu ceva... și să știți mai mult decât să stăm să pierdem timpul, pentru că am vorbit prea mult. Nu pot scoși la gură după aceea. Sincer, repet, vă spun, poate de-aia vă explic și eu și domnul Nicu, pentru că suntem oameni care muncim. Am pus mâna pe gletieră, știm ce înseamnă să dai, știu ce înseamnă să pleci în murdar, știi, mai știu că eu am boala de că râde mereu de mine să cade pe scări. O, mă sui bine pe câte o scară, dragă. Dar șase pe scară de joc cu mine. Și am o boală de alergă. Zic, care material se modelează mai bine? Cel de jos sau cel de sus? Cel de sus. Deci vorbim de detalii, da? Cel de jos îți mai aruncă gletiera, dacă vrei să mergi pe un bambus, să mergi cu chestii fine, e posibil să prinzi niște pietricele și să-ți face trepidație. Adică sunt lucruri care le-am văzut. Cum bambusul, de exemplu, dacă îl fac peste tinci, poți să-l fac peste tinci. În principiu, la bază, uite că n-am spus-o, cam trebuie să ai glet, ca să-ți iasă fine toate dârele astea, că pe aici nu e material. Deci, într-un cuvânt, trebuie să știi cam ce model ar dori clientul, să știi exact. Dacă ai tinci pe suprafață, o să faci modelul ăsta. Doar că pe aici este un pic trepidat, pentru că e logic, în momentul când treci cu un șpacul sau cu orice, se aude. Da? E, la fel și aici, dacă Adriana l-ar trage foarte subțire, se vede un pic chestia de trepidat. Da, este același lucru. Dacă vreau să fac curialul travestirii ăsta, se sparge mai ușor, da, pentru... Bună întrebare. Pentru tot ce înseamnă natural,
piatră spartă naturală. Deci ne gândim acum la natural. Da? Piatră spartă, travertin. E mai ok ăsta, pentru că micropori ăștia care rămân, spărturile alea mici, da? Exact, ajută mult mai mult la efect. Este vorba de ceea ce vrei să... Vrei să folosești o velatură fină, lucioasă, domo, care este foarte lucioasă, metalică. Păi eu am nevoie de o suprafață cât mai lișe, ca să-mi dea eleganță. Da? Marmurul de sus. Da. Auzi, asta e șpacată care vorbește și lumea? Materie costă XT? Nu. Nu, deci asta piatra spacată este un model în sine. Un model. Asta e baza pe care se face... Exact. Ăla cu urme care face așa. Da. Deci asta e baza care... Da, am înțeles. Bă, ăsta lucrezi și iese din piețele alea. Din asta, din materie costă. Da, asta e... Asta e baza. Deci... La piatra spartă sunt două variante. Asta se zice că este piatra spartă. Aplicat Adrian pentru piatra spartă. Repet, am nervurile așa. Mi-e întrebuiau pe invers. A, nu, da? Poți să mergi cum ți-ai făcut nervuri. Astea de gletieră. Da, poți să mergi pe modelul așa. Da, da, depinde cum o faci aici, de viziunea fiecăruia. Poți să o faci în două variante piatra spartă. Eu să încerc să vă arăt, chiar dacă nu o las, o astup. Poți să o faci prin tamponare. Da? Nervura. Nu știu, uite. Merge cu una, așa. Merge pe partea acolo, cu vârful, da, nu? Cu partea da. Exterioară. Cu lateral. Deci să vede cu ce s-a mers, da? Nu cu toate, nu. Cu toată merg, doar dacă aici, în zona asta, vreau să-mi acalce toată. Dar, în momentul când dau cu toată, din ce am observat eu, se va vedea urma, da, de tamponare. Mai este varianta prin zgâriere. Și aici pot să o fac cât de des vreau. Aici este în funcție de model. Pot să mă duc cu ea și așa. Adi. Să vii că mi-a aplici înapoi. Că nu o las în piatră de spate. Nu le spăla. E... Deci la acest tip de model, ăsta este tipul de zgâriere. Așa sau așa. Mie îmi place mai mult ăsta. Mie îmi place ăsta pentru că îmi și ia material și ulterior eu îl adaug prin anumite locuri ca să-i dau efect. Ca la zi pot să mai dau. Deci poate să fie așa, piatra spartă, da? Ăsta este efectul. La piatra spartă, la fel ca și la bambus, la fel ca și la righe, ulterior, după ce a tras, și eu spun așa, probarea, ca să vedem când a tras, o facem cu unghia. Pentru că niciodată nu știm peretele din spate cât ce perioadă are de absorbție. Te fac eu? Da. N-am făcut o piatră spartă ca să fie să rămână, da? V-am arătat modurile de zgâriere și când începe să trag, atunci avem pistea, nu? Același sistem este și la restul. Deci sistemul care cu trasul vi-l arăt oricum. Proba cum eu faci. Te duci la material. Eu dacă mă duc acum și încerc să-l lișez, o să-l distrug. Da? Îl las să tragă. Eu cum îl probez de obicei? Mă duc cu degetul. Dacă văd că cu degetul mi-a intrat acum, s-a întâmplat acum, înseamnă că e moale, nu am ce căutat de asupra lui. Da? El trebuie să tragă. Îl probez cu unghia. Dacă unghia mi intră, dar nu ca cum mi-a intrat degetul, ci ușor, atunci este bun de lucrat materialul. Ce fac? Îmi iau un pulverizator cu apă, îl stropesc și cu gletiera goală, fără nimic cu ea, îl șatirez. Este o modalitate, asta cu pulverizarea cu apă. Există și modalitatea în care, să zicem că prima modalitate este și cam cea mai murdărică, da? Pentru că îți mai curg picături pe jos, mai... Ai și varianta burete cu apă, dai pe gretieră și șatinezi. Da, dai pe gretieră, dai o... Imaginatorii ce vrei. Stai, da? Prima variantă, obligatoriu, cam necesită folie pe jos, pentru că faci mizerie, da? Pregătirea financiară. Deci materii copică, după cum ați observat și la noi aici a picat în timp ce lucrezi. N-ai cum.
Am asta aici, am asta aici. Da, ai o ceva umes. Ia, am ustensila mea specială, este adusă de afară, este comandată de aici de sus de la lustre. Da, care are două holșuruburi. Am să o pun la ochi, nu o să-mi pun la... Bă, foarte mult trebuie la lui, ea. Mai jos un pic. Te rog. Așa? Aici, în principiu, cam lucrăm, uite cum suntem cu colegul, cam trei în echipă noi. Pentru că doi țin de ea, mi-o fixează, iar cel de-al treilea își face modelul și șatirează. Dacă ești unul, deja, domnul Cătă, care... a dat niște righe mulți de unul singur, te chinui de te bea bățurile, dar îl faci. Dar să știi că n-a fost chinul, a fost chinul în prima zi. Un pic mai jos. Aia... ating peste ăla, așa. La fel, cu... vârful. Cu laterala, da? Se trece peste, peste model. În momentul în care observ că am foarte mult material pe suprafață, mai pot trece încă o dată. Asta ca să fac modelul mai finit, să nu-l las foarte gros. Și asta cât timp de lucru are până să pot să-i fac modelul? Ca timp de lucru... Până să-i faci modelul. Depinde și de... De la fel depinde de stratul suport. Noi de obicei mergem, de exemplu, ne-am dat o fâșie cam atât, de sus până jos facem. Și treci mai departe. Exact. Îl facem, trecem mai departe, adică nu... Nu lucrăm un perete întreg, îl dăm cu material. O să observați că întotdeauna, la orice lucrare, cu orice material, puteți să-l mutați mai jos, cu orice material, partea de sus, care este încălzită datorită camerei, trage întotdeauna mult mai repede față de partea de jos. La fel este uscarea și la Materico. Dacă m-aș apuca de jos în sus, ar putea să pot să-l fac pe tot. Pentru că jos îmi trage mai greu. Dar 100% dacă mă apuc de sus și merg în jos, se usucă. Și în mod normal de sus în jos trebuie, sau? Cum vrei, mă trecem și de jos. Eu în principiu la righe recomand de sus în jos. De ce? Mai pică, mai pică exact cum mi se întâmplă mie. Uite. Se observă, da? Și dacă ți-a picat pe modelul deja făcut, l-ai stricat. Să mai e o dată. Ne cumpărăm și scule acum cum plecăm. Vi le face și voi. Am simțit-o pe asta. Nu vreau să apropie gluma. Nu vreau să apropie gluma. Lăsăm jos de prost. Da? Da, dacă nu. Vine cât e gletiera acum. Ridicăm-o sus în funcție de cât e gletiera de mare acum. Mai sus un pic? Mai sus, da. Ca să nu las foarte mult de căzături din astea, de-aia mă mai întorc înapoi. Aici îmi reglez eu grosimea modelului din asta. Deci eu dacă mai trec încă de 2-3 ori... Un pic, lasă. Bine, se pot, dacă chiar vrei să le recuperezi, le poți să le iei. Spatele e un pic de la ambelice când se ocupă un pic de foarte fel de unei de mai frumos cu ele, așa. Dă mai fain efectul, e mai... Da, că dacă nu e nimic cu unei fol. Luăm cu pelea, când se ocupă un pic, rămânea perfect. Gata, Adi, fugi cu ăsta de aici. Să nu le mai văd că ce-am făcut pe jos. Un loc.
Am făcut două modele. De aici încolo putem face multe. Stăm până mâine și facem șabloane, șablonele cu zeci de modele, de zeci de culori. Astea sunt două simple, am făcut două simple. O să trecem într-o pauză scurtă, după care trece toată lumea la bancuri, pentru că mai durează până își atirăm modelele, da? O să vă chem atunci. Și fiecare ce dorește o să începe să aplicăm. Dacă vreți să o luăm de la Angelo, o luăm de la Angelo. Fiecare...